Și ne-am teleportat în centrul Londrei, în Euston, am luat metroul din Watford, pentru că acum mașinile diesel nu mai pot merge în Londra, pentru că ai de plătit o taxă și e mare încurcătură, dar până la urmă am reușit noi. Am lăsat mașina în Watford și de acolo am luat metroul până în centru. Doar că cred că un pic ne-am încurcat cu stațiile astea de metrou. Mergem să ne întâlnim cu Sormea și cred că ea este la altă stație. Și acum am luat-o la pas, avem de mers vreo 10 minute pe jos. Și afară este un ger și un fric de nedescris. Dar cred că dacă o să mergem un pic mai mult, nu? Așa trebuie. Deci noroc că am gluga asta, ca să nu muream de fric. Am înghețat și GPS-ul. Da, de eroare. Mă asigură să mergem în direcția bună, să nu mă văd pe aici, că... Mă asigur, da. Asta e că nu s-a asigur de el. Ne gândeam pe unde să mergem, că n-am mai venit de mult prin Londra, de o lună. Pentru noi e mult o lună. Noi obișnuim să venim tot timpul. Dacă nu venim, ni se face dor. Dacă venim prea des, ne plictisim. Nici cum nu e bine. Și chiar ne gândeam că e cam frig afară și ar trebui să mergem într-un mall undeva, să stăm la căldurică. Dar acum mergem pe stația de metrou, pentru că am ajuns la o stație care nu e bună. Aha, uite acolo, uite, Euston, vezi? De acum ajungem acolo. Acolo e? Pare că să mergem așa și facem stâmp. Și dacă el merge să vedem mai cum se întunecă luminițele, nu? Am împodobit pentru Crăciun pe aici, prin centru, peste, de fapt. Aici unde suntem noi nu e împodobit. Zona aia, Oxford, Piccadilly, am împodobit de Crăciun. Și o să mergem să vedem și noi. Și cred că s-a deschis deja și marketul. Marketul de Crăciun. Merge să dăm așa o tură pe acolo, să vedem. Okay. I need to aim straight for my face. Throw it when you're ready on the count of three.
whenever you feel like it. I'm not gonna argue, you got a nice neat tan still. Da, ziceam la Veri ca să mâncăm cârnații aceia, German sausage, cârnații germani care ne place nouă mereu la marketurile de Crăciun. Sunt aceleași ca și anii trecuți, vezi? Sunt chiar la fel, nu e nimic diferit. Da. Unde sunt German? Uite acolo German sausages. Da, cum fie eu. German sausage. Deja miroase, a grătar. Poarta cea mai mare, unde e? Ah, poarta cea mai mare. Unde oare? Și la Cârnați. Bine, că e la Londra. La Cârnați nu e coapă de loc. Turnă. De care nu e loc? Ha, da. Cârnați-o? Au venit și cârnații. Vreau și eu niște muștar. Ăla ce e? Muștar? Vreau și eu. Ha? Foarte comic e modul lor de a pune muștar. Nu mai are cineva? Cred că doar se uită. La ce te uiți? La din astea făcute manual? Uite, am auzit și ceasuri. Uite, bijuterii. Hai să vedem unde e marshmallow ăla. Să vedem și noi cum faci acolo. Am ajuns la ieșire. E cafe concerto. Luminile astea. Let the Vedem aici îngerașii de Crăciun, dar sunt aceiași în fiecare an. E un pic boring, e un pic plictisitor, pentru că nu mai schimbă și ei decorațiunile, tot astea. Aceleași an de an.
Am crezut că le-au schimbat și ei, că au mai făcut ceva diferit, dar exact, exact la fel, exact aceeași geraș, cu care ne-am filmat și anii trecut. Ai mai grijă la... Gata, și ca să-mi continui ideea, decorațiunile sunt aceleași de ani la rând. Sunt aceleași, da, exact aceleași, nici măcar, nu știu, o chestie schimbată. Toate la fel. Hai, nu știu cât de tare, nu știu cum au cântă muzica foarte tare. Haide! Și este, ca de obicei, multă, multă lume. Toată lumea cu poze, cu filmări, cu video, cu de toate. Ne-am făcut plăcerea, am mâncat și cârnatul de la market. Acum am venit și aici în Piccadilly, ne-am făcut niște poze, am filmat un pic pe aici, deși este la fel, nu e nimic. Când vezi aceleași chestii în fiecare an, deja chiar devine plictisitor, dar totuși am zis să le, hai să venim să le vedem. Avem un plan mai încolo, nu acum, că acum am mâncat hot-dog-ul ăla sau ce-o fie acolo. Avem un plan să mergem și la Nando's, poate puțin mai acolo să mâncăm, să stăm la căldurică. Acum ziceau copiii că vor să-și iau o ciocolată caldă. Eu nu mai am poftă de nimic, că așa, no, să dulă, nu mai am întrevenit să pierd să mănânc în momentul ăsta. Și nu știm încotro să o luăm. Chiar nu știu. Inițial am zis să mergem într-un mall, dar... Sorul meu azi chiar nu prea are chef de shopping, deci nu știm. Chiar nu știm. Unde vedem cu ochii. Ei, păi da, înghețată normal, înghețată de la McDonald's normal. Stai poftă. Asta e nouă, Twix, Toffee, Apple? Stai tot, e normală. Și noi ne-am luat, ce ne-am luat noi? Ne-am luat un apple pie cu toffee, ediție specială de sărbători, cred, de Crăciun. Da, 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 uite, scrie pe ea, ediție limitată. Și poftă bună. E bună? Da? Am luat o pauză, că am obosit. Doamne, ce se întâmplă cu porul meu? Mi-am pus ruga și arăt, și că sunt... Aole, doamne. Am găsit o patiserie cu așa ceva în geam. Că stăzi oreo. Să-mi iau două porții de cartofi. Da? Nu. Te-ai două porții de cartofi? Am fost un pic pe la Ghiva și am făcut de shopping pentru Crăciun. Ne-am ales pe două ori de aia. Și acum am venit un pic la Nando's și avem de așteptat vreo 10 minute la coadă. Paznicul e acolo, pe la ușă. Nu mai intre nimeni. Ce faci acolo? Like I woke up in a ditch, like I was run over by a train. I've been looking for ways to get on, but I've been hungry for days, thinking this is what I decide. God, I really don't know. Looking for ways to get on, but will my struggles pay? Necunoscută și de, pentru prima oară când am stat acolo.
Și noi avem parcarea plătită până mâine. Deci noi putem practic să lăsăm mașina acolo până mâine la ora 4:30. Nu? Da. Foarte obositor să te plimbi. Foarte obositor să te plimbi. Și mi se pare că a trecut timpul atât de repede. Și mare lucru n-am făcut. Ne-am plimbat un pic prin marketul ăla, am mâncat, după aia iar ne-am plimbat, după aia iar am mâncat. Și tot așa. Cam asta facem noi când ieșim în centru. Ne plimbăm și mâncăm. Și am găsit și câteva locuri unde vrem să mergem. Cum se numea ăla cu covridogul ăla, nici nu știu, cumva n-am. Era un fel de... ca un fel de covridog, cu mozzarella așa, care se întinde și aia, arăta super delicios. Și am mai găsit un loc unde vrem să încercăm și bubble tea. Am mai găsit un loc unde aveau gogoși. Le-am și filmat de afară, dar n-am intrat înăuntru. Era și foarte aglomerat și era coadă. Noi aveam un casă și nu prea vroiam. Ăla e metrou? Da, am e metrou. Și am mâncat și în metrou. Am venit mai repede când ne așteptam. Cam asta a fost vlogul de azi. V-am pupat și ne vedem data viitoare.